Mai sunt 2 săptămâni până la 1 septembrie, astfel că pregătirile pentru noul an școlar sunt întoi. Comercianții din piața centrală și-au expus marfa la tarabe și așteaptă cumpărătorii. Și pentru că lista este lungă, de la ghiozdane și rechezite și până la haine, unii părinți ne-au spus că sunt nevoiți să scoată de la 2 până la 5.000 de lei din buzunar pentru a-și pregăti odraslele de școală. Totuși, comercianții dau asigurări că prețurile au rămas neschimbate. Cum vi se par prețurile la rechizite? Hai. Normal. Nu chiar scump. Nu se exagerează. Nu, poate pentru cineva foarte scump. Nu, dacă, dar până îți dai 1 leu. Așa. Ce ați procurat și ce mai rămas de procurat? Nu, aproape tot. Tot am făcut tot cumpărătorile și atât. Aha. Dar dacă o sumă totală, cât ați cheltuit, ca să vă pregătiți copilul de școală? Cu haine, cu tot? În jur undeva la vreo 3.000 de lei. Această femeie a venit la piață împreună cu fiicele sale ca să-și aleagă ghiozdane pentru școală. Vă plac ghiozdanele? Da. Da. Culori diferite ca să nu le confundați, să nu le încurcați. Da, da, da. Da. De ce aveți nevoie? De rechiziții, ghiozdan, costum sportiv, pui, fustițe, camiș. Vă este dor de școală? Nu prea. Nu prea, cum așa? De ce? Eu tot chiar trebuie să dimineață. Deamă ia cateles 2000 de lei și n-am practic. Undeva poate 6000 azi numai așa, începutul. Da. Pentru buzunar. Da, încă poate că vă 4, încă dacă nu. Cum vi se par prețul? Sunt mari. Cât ați dat pe ghiozdanul ăsta? 500 de lei. Cum vi se pare? Accesibil. Accesibil. Da. Ce-au mai rămas de procurat? Rechizitele de primă necesitate, dar așteptăm să-mi spun profesorul. Aha. Haine? Da, și haine am luat. Ați luat de, da. Așa o sumă totală. Cât ați cheltuit? 2000 de lei. Ce alegeți? Uniformă. Uniformă, asta e cel mai complicat. E foarte. Cât fetiță? Cât fetiță. Rechezite ați cumpărat? Sigur, da. Costum sportiv, mai a rămas și... Și gata. Da, și gata. Cump? Păi, noi, n-aș spune că e scump, e ieftin. Câți bani trebuie să scoateți din buzunar ca să o pregătiți de școală? 4-5 mii. Și tot e și o copilă de la școală? Iubchi. Рубашки и галстук девчачий. Я буду первоклашка. În timp ce unii comercianți spun că nu duc lipsă de clienți, alții se plâng că nu prea au vânzări. Cât costă o geantă ortopedică? La noi mai ieftin, pas 50-550, dar sunt și la 1000. Cum vânzările acum pe ultima 100 de metri? Așa. Poate. Da, nu sunt chiar. Dar ți-a avut până anii trecuți? Nu au scăzut? Da. De ce au scăzut? Nu știu, părinții timp, nu să meargă la școală copiii. Nu schimbați prețurile. Este foarte multă marfă rămasă de anul trecut, care trebuie vândută. Aha, aha. Caietele la ce prețuri iasă? 96 de foi e 8,50, 48 de foi e 5 lei, 24 de foi 3 lei, 36 de foi 4 lei. Cum variază prețurile? La noi prețurile sunt așa, bunișoare. O cămașă cam cât ajunge? 300-350, depinde de cămașă. Adică cum e ca lungă e 350, cum e ca scurtă 300. Chiar dacă până la începerea noului an școlar au mai rămas doar 2 săptămâni, deocamdată nu este clar cum vor activa instituțiile de învățământ în condițiile în care numărul îmbolnăvirilor cu noul virus este în creștere. Anul trecut, din cauza pandemiei, procesul educațional s-a desfășurat în mare parte în regim online.